Bună ziua, numesc dr. Urda Ruben Eugen, sunt medic specialist urologie și activez în această clinică în care mă ocup de afecțiunile, de problemele de disfuncție erectilă, bineînțeles și de problemele urologice, care de multe ori se corelează cu patologia urologică, care este inclusă și patologia disfuncției erectile. Aici tratăm o gamă largă de disfuncție erectilă cauzată de anumite afecțiuni, disfuncție erectilă cauzată de exemplu, de diabetul zaharat, disfuncția erectilă după prostatectomii, cei cu care am avut prostată excizată chirurgical sau tratată oncologic prin anumite tratamente. Așa ne ocupăm și de ejacularea precoce, având în vedere că această afecțiune, să spunem, mai ales în ultima perioadă, vedem că apare din ce în ce mai des la persoanele mai tinere, inclusiv la cei, am avut cazuri și de 20 ceva de ani, și 30 și 40. Probabil că și stilul de viață și comorbiditățile accentuează această apariție a disfuncției erectile. Și aici avem o gamă largă de tratament, începând de la cel oral, medicamentos, până la cel injectabil. Cu rezultate foarte bune din partea pacienților, care în decurs de tratament de câteva, să zic, zile, săptămâni, pe parcurs, anumite persoane au renunțat la medicație și și-au luat activitatea sexuală propriu-zisă fără. În cadrul acestei clinici avem și consultații de urologie, acoperind o gamă largă de patologie, inclusiv toată sfera urogenitală, în special la nivelul prostatei, care, dacă la acest nivel există, de exemplu, inflamație, automat, secundar, apare și o disfuncție erectilă, nu neapărat cauzată de altă afecțiune sau alt fond. Indiferent de vârstă, nu lăsați ca această afecțiune să aibă un impact negativ asupra vieții, asupra stilului de viață. Veniți, vorbiți cu un medic, discreția e maximă pentru îmbunătățirea vieții calitative, în relație de cuplu, în relație de familie. Vă așteptăm cu drag.